Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe Barba Neagră. Suntem pe Elm Creek și mă uitam la o chestie. Ia fiți atenți aici. Ați văzut treaba aia? Deci am 30 de FPS-uri, după care sare la 60. Și acum avem încă 60. Deci nu mici nimica. Iară 30. După care iară 60. Ați văzut treaba aia de sus? Que pasa, hombre? Care este treaba asta? De ce se întâmplă aceste spike-uri? Uite, avem spike de 30, după care pac 60 fluid maxim. Fraților, avem aici bumbacul, este făcut, este fertilizat de două ori și este de asemenea și erbicidat. Multe lucruri s-au întâmplat. Yep, am început să curăț harta. Pentru că, cum bine v-am spus data trecută, au început să se adune multe lucruri. Și unul dintre ele este și acest spike de FPS și nu înțeleg care este treaba, dar îi dăm noi de cap, nu este cu problemă. Acum, hai să luăm acest harvester, este o combină irealistică, Colossus se numește. Practic, ori am nevoie de una, de asta mare, ori de mai multe, din alea mici. Așa că voi lua Colossus-ul, ăsta duce la 38 de km pe oră, dar dacă fac asta, avem 69 de km pe oră viteza, da, este imensă. Și putem să-i schimbăm chiar și roțile, putem să-i mai adăugăm aici pe spate dacă vrem, deci we can do it. Hai să-i dăm o închiriere pentru 20.000 de euro. Dacă observați voi acolo sus, am 4.300.000. Ultima dată am avut 2 milioane și ceva. Asta pentru că am vândut toate oile, toate clădirile, am vândut silozul. Primul siloz mare, extensia de la siloz, al doilea siloz, cel mai mic, deci le-am vândut pe toate. Și în momentul de față suntem pe bine sus cu bănișorii, pentru că o să trebuiască să facem o cumpărătură destul de scumpă. Dar mă, stare curios, care-i treaba cu... Oh, pe albastru? Nu. Hai să vedeți aici nivelul de opulență, este ăsta, și anume am închiriat cu 20.000, dar o înapoiesc pentru că... Nu-mi place culoarea. Aici o să punem 69 din nou, twin front, îi băgăm twin wheels pe spate și la culoare avem mai multe posibilități, putem să-i facem chiar și un crom. Bă, nu știu dacă aș alege cromul. Un turcoaz? Nu-mi place turcoazul ăsta. Gold? Gold, suntem pe opulență. Let's go with gold. Stare curios cum o să arate. Ok... Combina de aur. Băi, dacă are viteza asta, mamă, dar acum am spike-uri de 24 de FPS-uri, fii atent. Deci e ceva rău, dude, e ceva foarte, foarte rău. Ia să vedem. Ia uite, 26 spike în partea aia. Foarte dubios. Pentru că, deci aici n-am probleme. Am mai făcut câteva schimbări, dar le-am făcut în bine, nu în rău. Deci nu ar trebui să fie niciun fel de stres. Aici am eliminat o grămadă de chestiuni. Nu e posibil. Cred că știu care este treaba. Deci, acum mi-a venit. De n-o fi mierea, uite-te tu la mine. A trebuit să dau de 6 ori, 6 zile, timpul pe rapid ca să se facă bumbacul, da? Ca așa trebuie. Ia fiți voi atenți pentru că eu am avut producția în creștere în tot acest timp și cred că paleții mei sunt la un număr extraordinar. Ăștia cred că sunt problema pe care eu o am acum. O să merg, ia să vedem, se mai spunează ceva. Acum se strică din nou. În 3, 2, 1. E-o! Se strică de fiecare dată când se spawnează câte unul. Vedeți treaba asta? Hai să rezolvăm un pic situația. Am ajuns la 16 FPS-uri și uneori chiar la 12. Aici avem 15. O să scap de ele. Ia să vedem aici cum crește FPS-ul, pentru că ușor, ușor căpăm de problemă. Încă mai am... Mai am niște borcane de miere rămase acolo, dar sunt curios dacă astea vor rezolva o parte din problemă. Deja de la 20 de FPS-uri, la 30, acum la 40. Și cred că când le vom vinde pe toate, ia să vedem. O să mă întorc și cu celelalte. Am rezolvat-o. Pentru că încă se mai spawnează, probabil din cauza că nu a avut suficient de mult spațiu să se spawneze acum câteva zile. Acum ia din urmă spawnul de miere. Așa că avem motorul pornit. Și avem de asemenea dat pe autoload aici la remorcă și o să continuăm să le preia. Tare sau ce? Nu prea tare, dar bine, Rebic, am scăpat de problema aia cu FPS-ul. Acum, când o să scap de toată mierea, bineînțeles, o să avem
un FPS extraordinar. Am scăpat de aici, ia să nu uităm pe partea asta. Am scăpat de foarte multe lucrușoare. După cum bine vedeți, aici aveam un silos, cel cu care vine harta prima dată. Aici nu mai avem. Am planuri, logic, deci o să schimbăm toate cele lucrușoare de prin zonă. Dar, înainte de asta, o să facem această zonă. Yep, ați văzut la thumbnail, aici urmează să punem o casă de milionar. O să punem la recoltă, pentru că prima și prima dată trebuie să îi dăm startul. Acum, uite cum merge. Cremă! Let's go! 60 de FPS-uri, aproape 60 de FPS-uri, let's go! Deci aici avem 700, Colossus 7000 de fapt. Mamă, dar cum arată pe Golden așa? Pe șmecherie! Ia să vedem, mamă, ce proiectoare sus are. Bă, mă place. Hai să mergem pe partea. Wow, ce nerăvașie asta mică. Uite-te un pic. Mă zici că e bondar. Ia direcția foarte aprigă. Ia uite-te și tu la asta. Ce tare. Din interior? E la fel de nebunie și din interior, ia. Ce tare. Bro, dar se și vede goldul ăsta din interior un pic așa pe margini. E tare. Hai să o desfacem. Yep, trebuie modificată un pic aici. Se ridică sus bondarul. Ia uite ea. Auteo. Și nu o să optăm pentru o remorcă specială de bumbac, ci mai degrabă o să încărcăm noi bucată cu bucată într-o remorcă mare și strângem totul deodată. Fie foarte tare. Punem jos. I-am dat cu startul. Așa că sunt curios de viteza de recoltare. Deci viteza de recoltare se pare că într-adevăr este over the roof. Bro, ești nebun, nu pot să țin, că are direcție pe spate. Wow, 69 viteză de recoltare. N-am avut niciodată așa ceva. Jesus. Nu știam că implică o nouă problemă asta, și anume să ții direcția. Atât de rapidă e. Are aproape primul balot. Nu, aproape, e la jumătate. Ce nebunie, dude. Ce tare, me gusta. Hai să-l punem de aici. O să fac eu colțul din stânga, pentru că el o să meargă în față. Ia, automat, let's go. Bă, fi prea repede, mă. O să stau un pic să văd, sunt curios la capăt dacă poate întoarce cum trebuie, pentru că cu viteza asta, uite-te și tu cum bagă ea. Yo! Bă, cred că se duce de o ea naiba. Stai că avem 90% balotul făcut, o să trebuiască să-l dea jos și până pune... nu, îl pune în camera, în a doua cameră în care îl înfoliază. Pune bomba cu ea, să vezi de aici ea. Pune frână dinainte. Bă, da, pentru că are și frână mișto. Uite ce întoarcere frumoasă, elegantă. Băi, ești prost. Alegere. Uite mă că a întoarce. Eu n-am făcut nimic, deci literalmente doar lucrătorul automat a funcționat și se pare că foarte bine. Mă așteptam să-mi ia în partea cealaltă, nu în partea asta. Nu înțeleg logica, dar nici nu mai contează. Deci e genial. Ce vorbim? Frumos. Acum, fraților, mai avem așa. Da, pe aici vroiam. În primul rând trebuie să elimin niște lucrușoare. Mă gândeam să vin cu platformica. Trebuie să eliminăm toate lucrurile astea de pe aici. Și aveam o mașinuță specială pentru chestia asta. Fuel pump, ia să vizităm un pic zona asta. Hai că m-am blocat dacă este. Hai să vizităm și zona asta, pentru că avem și aici ceva utilaj. Avem un garaj foarte mare. M-am dat, a plouat, se pare că avem ceva bolți. Și o să le iau pe ăsta. Let's go. De ce? Pentru că are ceva obloane. O să mergem cu el să eliberăm zona și după aia cumpărăm casa. Am găsit o casă foarte miștoacă de milionari. Sunt mai multe de-astea așa șmechere, că în momentul de față eu dorm în cort. Mi-am pus un cort pe jos. Casa pe care o aveam înainte era puțin cam înghesuită, băgată acolo. Parcă nu era de nivelul meu, având milioane peste milioane. Ce vorbim? O investiție atât de mare. Mai mergem aici în mierea? Se pare că da, încă încarcă. Ok. În regulă. Pe aici trebuie să vin să mai restructurez un pic din lucruri. Călăguleanu, știi ce zic, toate fabricuțele atunci când ai timpul pe rapid 6-7 zile, deci îți dai seama, o să-ți producă o grămadă de paleți. Ce
Fabrice Unsetate să dea afară paleții, evident o să încarce cu foarte mare lag, din păcate. Așa, dar aici suntem super, super pe bine sus. O să venim prima dată aici și încărcăm. Așa, ăștia sunt paleții de ceva... nu mai știu de ce erau ăștia, de ceva ciocolată, parcă? Este așa, să vedem. Mi se pare că țineam eu pentru ceva, dar nu mai știu pentru ce. Unt, ciocolată, ciocolată, da, exact, ciocolată țineam acolo. Acum, ca să ne mișcăm totuși relativ repede, o să băgăm aici și baloții. Ia, că nu ia. Da, mă, nu ia ăsta. Ok, pentru baloți va trebui să aducem remorca cealaltă cu care duc eu mierea. Gotcha. Așa, acum o să parcăm Volvo aici momentan, pentru că eu am treabă. Yup. O să punem un pic așa pe o parte ca să economisez timp. Aici trebuie să aduc eu remorca și punem și noi casa, că în cort parcă nu se cade. Trebuie să elimin și zona asta. Avem unde să punem. Punem la rațe mixă frumos mineral feed acolo cum trebuiește. Și baloții ăștia trebuie zbăgați pentru că am un suport special pentru ei. Așa, un pic aici pe margine. Din păcate, nu știu, ei s-au regăsit fix unde vreau eu să-mi instalez noua casă. M-am gândit mult la noua casă unde să o pun. Și m-am gândit că aici ar fi cea mai bună alegere. Este o zonă, mai ales acum că am luat găinile de acolo, gen, este o zonă liberă, știi? Nu este foarte încărcată. Și astfel ne putem permite. Plus de alta, are 3 puncte de acces, fix cum vrei, la o casă de bogați. Are una pe acolo, una pe aici, una pe aici. Deci ai ieșit din casă și ai avut acces și la un garaj foarte în apropiere. Este very nice că nu avem gen, nu avem blocaj, nu trebuie să mă teleportez de fiecare dată. Doar am ieșit, dacă parchez o mașină babană în față, sunt pe bine sus. Și mai avem puțin aici. Combina ce? Doamne, deci m-a uimit combina aia la viteză. Ceva de spiriat. Mai am un pic de problemă cu FPS-ul din când în când văd. Ia, uite, putem să jucăm și fotbal așa. Hați! Hai, da, treci acolo. Așa. Și asta o să fie drumul meu de acces. Pe care, bineînțeles, va trebui să-l eliberăm. Ia. Treci încoace. Aia zic. Și acum, în sfârșit, doamne, după 100 și multe episoade... Voi trăi și eu pe opulență. Casa pe care vreau să-mi iau, fraților, este o casă de bogați, evident. Cum era aia, gen, bă, eu n-o să spun nimănui dacă voi câștiga la loto, dar cu siguranță vor fi semne, știi? Asta este unul dintre ele. Sau, arată așa, este o casă modernă, foarte multă marmură, cam fix cum avem noi decorat pe aici, doar că nu e casa de bogați la noi, e doar decorată cu aspect de marmură. Sus avem un campfire, se pare că ăla așa, ceva canapele în aer liber și aici avem ceva piscină. Hai că o vedem mai bine când o plasăm. Inițial eu credeam că o punem așa să se vadă piscina, dar să știți că nu e chiar așa. Trebuie pusă invers, pentru că astfel putem avea acces la... intrare. So, asta o să vină aici, uite așa. Aia a fost. Hai să o vedem, fraților. Noua mea casă de bogați. Se pare că avem și lumină pe acolo. Frumos, frumos. Avem garaj aici. Sau mă rog, cred că putem să venim cu mașina. Este? Cred că da. Și putem să trecem de asemenea și în spate unde avem șezlong. E șezlong de la de bogați, de la frumos, așa. Nice. Piscinuța se pare că s-a potrivit aici, corect, corespunzător, elegant. Pot, mă? Fii atent că nu pot să ies din piscină. Gata? Oh, a mers! Ah, ce tare! Unde dorm? Ia să vedem, astea se pot deschide? Da, bă, se pot deschide. Mă gândeam că ar fi doar decorative, dar se pare că nu e chiar așa. Aici? Oh, bar în semi-aer liber, bă, ești nebun. Ok. My Games Team întotdeauna a făcut... niște moduri excepționale. Aici nu avem niciun fel de branding. Poate avem pe aici? Nu, avem. Avem niște sticle de-astea custom făcute. Gace pentru băutorii fini. Și putem să intrăm și pe aici. Eu asta văd că e ușe. A, cred că a folosit același panou de acolo și pe partea asta. Nice, avem și sunet.
Se aude? De ce un sunet acolo? Mișto peretele ăsta, mamă, și pe studio ar fi mișto un perete de ăsta. Asta e genial. Avem aici masă mare, frumos. Încă un bar aici sau bucătărie? O să-i în bucătărie. Aha, numai că n-avem treabă. Trebuie să ne luăm și un bucătar pentru treaba asta. Băi, deci bateria asta este genială. Îmi place maxim. Asta de poți să iei capul și poți să speli mult mai flexibil. Numai că... Cuveta mi se pare un picuț cam mică. În mijloc aici, relax zonă. În living room, nu avem televizor sau ceva. Probabil ne cumpărăm divertismentul fizic. Adică dansatoare and stuff. Avem ceva rămășițe din The Hunter Call of the Wild pe aici și... ce tare! Ce tare, dude! Avem și peștișori. Eu am avut acvariu când eram mic, am avut tot timpul acvariu, de fapt aveam. Sunt cunoscător al acvariilor. Putem să intrăm și aici? Ok. Asta e mai mult pe țigăneală. nu știu dacă ar fi neapărat pe gustul meu treaba asta. Apreciez opulența. Dar gustul al designului nu e chiar acolo unde trebuie să fie. Îmi place totuși layout-ul. Faptul că sus aici avem un dormitor foarte mare care dă și în terasa asta imensă. Mi se pare super mișto, dar totodată aș vrea să am un acces la terasă. Poate avem și pe aici. Gen, aș fi vrut să am acces la terasa asta și de undeva de jos. De ce? Pentru că... Dacă eu chem mulți prieteni la mine aici, asta înseamnă că vin prin dormitorul meu, iar canapeaua asta îmi stă fix în drum. Adică asta e prost pus aici. Cum? Mă duc și trec peste canapea? Vezi? Deci... Autorul nu știu cât de inspirat a fost aici. A, și aici avem ceva... asta e wardrobe-ul. Asta este dulapul, walk-in closet, căruia nu-i înțeleg masa. De ce-i vrea masă într-un dulap în care intri? Misterioase sunt căile domnului. Și eu văd că din nou am spike-urile de lac, ceea ce înseamnă că avem foarte mulți paleți generați acum și va trebui să mă duc să-i vând. Asta este baia care dă în afară. Sper să nu se vadă din afară. Și nu putem să deschidem, deci văd mânera aici. Ok. Un duș, bă, dușul nu prea mă încântă. Normal trebuia să vină un picuș în partea asta, scurgerea nu se vede. Iar ăla când dă de acolo o să stropească toată partea asta, inclusiv pe WC-ul. Nu poți să stropești pe WC-ul. Două WC-uri. Ăsta e bide. Ok. Mie îmi place maxim cu bide. Aici nu mai avem unde ne-am mutat acum, dar înainte și 6 ani de zile am avut bide. E genial. Iar, da, toaleta, hai să zic, arată bine, dar mi se pare că e un pic prea în apropierea ăstuia, dușului. Și te uiți fix acolo. Da, nu știu dacă mi-ar conveni aspectul ăsta. Îmi plac totuși chiuvetele. Am stat la un hotel odată în Valencia și avea treaba asta, în Sevilla, și la baia avea două chiuvete. A fost genial pentru că de dimineață, înainte să ne pregătim să plecăm, și eu și Mihaela nu a trebuit să facem curândul la chiuvetă, sau am putut să ne facem părul amândoi și să ne pregătim într-un timp mai redus. A fost foarte, foarte practică toată treaba. Și aici, bineînțeles, putem să dormim. Nice, cu iconiță schimbată de asemenea. Nice, aici ce avem? Ia. Aici este dulapul în care noi putem să ne schimbăm. Gotcha. Doar că, din nou, masa asta, deci aici trebuie spațiu ca să... Și oglindă mare, asta trebuie să fie două oglinzi mari, ca să te poți vedea și să poți defila și să mergi un pic să vezi cum ți se potrivesc hainele, nici de cum. Masă, what the fuck? Ai o greșeală imensă. Asta ce este? A, este a doua baie. Am două băi. A, baie duș, baie cadă. Gaci, asta chiar e literalmente de bogați. îmi place și intrarea asta. Curios că ambele scări duc tot către dormitor. Hai să scăpăm un pic de mierea aia. Ia uite de ce face afițe. Ia uite câtă miere mai avem. Din păcate, mierea nu o poți seta să se vândă. Mi-ar fi plăcut treaba asta, chiar dacă aș fi luat mai puțin. Aș fi scăpat de problema asta cu lăgulețul, știi? PPS-ul și-a mai revenit acum, într-adevăr, se mișcă mai bine. Uite, am câștigat o grămadă de bani. Ia să vedem ce face combina noastră. Combina noastră care se pare că este blocată? Cum se poate așa ceva? Poate așa e? Aha, trebuia să vină cineva să-i dea jos... Primul balot, se pare. Da, mă, deci vrea... N-are automatic drop?
Turn off, fire, turn off, automatic drop. On! Asta trebuia să fie on! Oh my god! Hai să dăm bice, că văd că Aisha răspunde mai bine. Așa, i-am dat start-o, ia. Mai rămâne ceva în urmă, nu mai rămâne nici în urmă. Ho, și ținte bine că odată ce prind viteză, m-am dus. Eu nu cred că pot să întorc la fel de bine precum lucrătorul automat. Băi, e dificil. Cred că cu tastatura ar fi foarte greu să faci față acestei combine. Like, n-am recoltat niciodată la o asemenea viteză. E foarte challenging să ții rândul. Mai ales neavând un header foarte mare, știi? Ia fii atent la asta, ia. Jap! Bă, nu a fost rău deloc, ce ai? E drăguț, dacă înainte recoltarea era partea relaxantă a farmingului, că na, băgai la 15 km pe oră când merge de obicei, sau la 10, normal 10-15, depinde de ce recoltești, depinde cu ce header, acum nu prea mai reprezintă partea de relax. Vai de capul, trebuie să mă concentrez maxim. Ohoho, un pic pe stânga. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Acum se lucrează la următorul balot. Și da, facem baloți rotunzi. Sunt foarte curios dacă ăștia putem să-i urcăm pe remorcă cum vreau eu. Pentru asta o să apelăm la un mastodont gigant wheel loader și la o remorcă incredibil de mare. Dar până data viitoare va trebui să stăm aici cu o poftă în coi până vom vedea și câți bani vom face din tot acest teren. Și nu bambu. Era să-i zic, avem în fața acolo niște sugar cane. Bumbacul, din păcate, chiar dacă pare cum că am luat doar bucățile de deasupra, bumbacul nu crește la loc. Așa că trebuie să replantăm dacă vrem din nou profit. Până data viitoare, vă aștept mai încolo un pic la un live cu Farmers Live și v-am salutat, pa, pa! I miss the sexy smile, looking for